Bine v-am regăsit! Sunt Andi Moisescu. Ascultați BT Talks, podcastul Băncii Transilvania. Astăzi am în fața mea o figură emblematică a noului val românesc de cinema, regizor și scenarist deopotrivă. Până acum a făcut 5 filme și a regizat mai bine de 400 de reclame, cu care a câștigat peste 40 de premii la cele mai mari festivaluri de publicitate din lume. În condițiile astea e practic imposibil de confundat. Radu Muntean. Uite-mă că s-a întâmplat. Uite că s-a întâmplat să ne întâlnim și față în față, într-un podcast. E așa. Bine, eu ne-am tot... mai întâlnit noi, da. Ne-am mai întâlnit de foarte multe ori. Eu tot urmăresc să ne întâlnim într-o reclamă împreună, dar nu ne-a ieșit. Deși tu știi foarte bine că ești regizorul meu favorit și ți-am spus asta dintotdeauna, de la bun început. Am reținut și m-am bucurat și nu mi-am pierdut speranța. Nici eu. Eu tot cred că va veni o zi în care o să reușim să facem un spot împreună. Sper să ne iasă cum avem așteptările, știi? Da, mă. De fapt, cred că noi vedem foarte în aceeași direcție lucrurile. Are legătură cu realismul, pe de-o parte, cel puțin așa te simt eu pe tine, foarte, foarte atașat de realism și în același timp de o altă valoare pe care o văd din ce în ce mai rară. E vorba de normalitatea execuției, a discursului. Da, mă rog, e puțin important cum îi zice. Mi-aș dori ca oricum i-ai zice realism, normalitate, să fie expresiv, să însemne ceva, știi, pentru că altfel doar o înregistrare neutră a realității deja, pe mine unul nu mă mai satisface nici ca privitor, dar numite ca și creator. Tu când îmi spui asta te referi la film sau la reclamă? La reclamă e altceva, tu știi, în reclamă slujești o cauză. Exact, încerc să-mi fac meseria cât pot de bine, de cele mai multe ori încerc să mă implic și la scenariu, dar așa, niște limite, să-i dau un sens primar dacă vrei, să aibă o logică dramaturgică povestea acolo, să fac în așa fel încât să nu-mi fie rușine când văd produsul final. Și în același timp, sigur, să servesc scopului, oamenii să fie mulțumiți și încerc să fiu profesionist pe cât posibil. Ce a fost mai întâi, ou sau găina, reclama sau filmul? Bă, îți dai seama că întâi a fost filmul, măcar intenția de a face film, că de-aia m-am dus la una de ce să fac regie, să învăț să fiu regizor, că mi-am dorit să fac film și de la început mi-am dorit să fac film, am făcut filmele în studenție, nu-mi doream absolut deloc să fac publicitate. Nu-ți doreai? Absolut deloc. Nici televiziune, nici publicitate. De ce, mă, Radu? Ce aveai cu ea? Ce ți se părea că era tipul ăla de aroganța a vârstei, știi? E și climatul ăsta pe care îl ai în școală, ai impresia că asta a fost toată șmecheria, să intri la facultate și că de aici lucrurile vin de la sine cumva, te așteaptă tot felul de oferte și de proiecte când ieși din facultate. Sigur că lucrul ăsta nu s-a întâmplat și nu se întâmplă în mod normal și realitatea e cu totul alta și încet, încet am înțeles că într-o perioadă în care nu se făcea aproape niciun film, se făcea un film sau două pe an, da. Singura modalitate de a-mi face meseria, de a-mi exersa cât de cât skill-urile era televiziunea și publicitatea. E vina mea că eu n-am amintit televiziunea în povestea asta, deși practic așa te-am și cunoscut. Da. Păi unde o puneai în timpul facultății? Nu, tot acolo, cu publicitatea. Era cu publicitatea în aceeași grămadă, da? Ți se părea degradant pentru un regizor? Absolut. Da. Adică stai mă puțin, am făcut o facultate ca să ajung să fac televiziune și reclame. Exact. Deși tu în reclame ai făcut ce alții nu făceau la vremea respectivă. După aia mai încercat și alții. Da, sigur, am căutat să construiesc personaje, să... mie niciodată nu mi-a plăcut să fac reclame din alea clasice, doar cu cadre frumoase în sine. Am încercat să fac în așa fel încât reclama aia să fie agreabilă și la a doua, la a treia vizionare, să încerci să găsești ceva care să te atragă ca spectator la ea. Pentru că foarte multe se consumă de la prima vizionare, dacă au ceva de spus cât de cât. Majoritatea n-au nimic. Din păcate, mai ales în ultima vreme, îmi pare rău că zic asta, dar și cele care au o idee, multe din ele și o consumă de la prima viziune. Și asta e una din obsesiile mele pe care le tot spun colegilor din agențiile de publicitate, hai să facem în așa fel încât să poți să descoperi ceva și la a doua, a treia, a patra vizionare. Când am realizat prima serie de pitici de 7 bucăți, am scos-o exact la poartă. N-a trecut nici 20 de minute, a oprit un domn cu un jeep care mi-a zis în felul următor: auzi, ai putea să-mi faci și mie 800 de pitici? Bravo. Păi, întotdeauna am avut sentimentul că mă uit la un film când vedeam reclama asta. Da, de fapt, asta... Era un film de scurt metraj, de foarte scurt metraj. Era o antireclamă, de fapt, ca și formă, în primul rând. Și am făcut în perioada aia destul de multe, așa, în genul ăsta... foarte frust, dacă vrei. Știi, mai aproape de documentar, am și filmat pe 8 mm, am filmat la niște reclame la X-Net pe vremuri, în 98, cu taraful, nu știu dacă mai ții minte. Să nu. Păi de acolo, da, de acolo din taraful care spunea în final era vă așteptăm, cum era, mă? Vă așteptăm inevitabil sau venim, da, venim, sunați-ne, venim inevitabil. Da, de acolo mi-a rămas asta cu inevitabil, ca să știi de unde e, că nu fac niciun secret din ea. Mi-a plăcut foarte mult acest inevitabil. Nu știu dacă e al tău sau poate al lui Șerban. Nu mai știu. Nu mai contează. Poate fi al... sau al altcuiva din agenție sau lumea din taraf, dar mai puțin important. Dar era foarte frumos pus în pagină și știu că mi-a rămas la suflet și de-aia am și zis, bă, ce frumos apare acest inevitabil. Știi? Exact. Sunați-ne că venim inevitabil. Mă. Frumos, frumos de tot, da. Era în perioada aia. Da, deci au fost multe din astea și... așa, încet, a început să-mi placă, știi, să construiesc tipul ăsta de personaje, de mini-filmulețe. Cred că dacă nu-ți place, dacă nu găsești un pic de plăcere în ce faci, pentru mine e foarte complicat să mă duc ca la serviciu. În momentul în care o să mă duc așa constant ca la serviciu, nu o să găsesc niciun fel de plăcere, o să mă las, că nu e o treabă. Îți mai amintești care a fost prima reclamă? Mie îmi scapă, de exemplu, nu mai știu care a fost prima. Păi nici n-ai de unde să o știi. Prima reclamă am făcut-o cu totul întâmplător, a fost un accident, am făcut-o în 1993. Așa? Da. La ce era? Taică mi-a organizat un festival de muzică ușoară, București 93. Așa? De asta cred că mi-aduc aminte. Acest festival de muzică ușoară avea un sponsor care se numea TTI, era o firmă care lucra în principal în domeniul hotelier, da, tranzacționa cam tot ce se putea tranzacționa în domeniul hotelier și de-aia era foarte greu să-i apuci obiectul de activitate. Așa, și tu trebuia să faci reclamă sponsorului. Da, sau festivalului. Acestui sponsor, care nu avea reclamă, practic, și el trebuia să apară la TV și în loc să apară cu un carton, a zis, băi, să apare și tu cu o reclamă. Și a fost totul așa pe... În 93 încerc să-mi dau seama ce agenție putea să lucrezi. Ce agenție? Eu am făcut tot, practic. Adică am făcut un mic scenariu, am filmat pe VHS, pe o zi pe camera mea VHS și cealaltă zi am închiriat o cameră SVHS de la grupul de dialog social de la GDS. Pe vremea aia avea un studio video și știu că toată producția a costat vreo câteva sute de $100. Cu banii noștri. Adică scenariul tău tot? Tot. Montaj? Montajul l-am făcut în TVR, da, într-un moment din ăla în care s-a putut, și l-am făcut în 20 de minute. Țin minte că l-am montat în 20 de minute cu ilustrație muzicală, cu tot. Am venit pe o casetă audio cu o melodie pe care... A identificat-o? Care mi se părea mie potrivită pentru spotul ăsta. Sigur că nimeni nu cerea drepturi la ora aia și era... Na. Așa. Nu le-am văzut, nu era un Dex. Nu. Nici în Dex nu erau. Lucaciu era în povestea asta? Cu Lucaciu am filmat, da. De la început. Da. Deci această echipă e... Eu vorbesc doar de istoria advertising-ului aici. Da. Deci noi eram colegi de facultate, ne știam de la 10 ani, eram prieteni de ceva vreme și da, am făcut împreună. Asta e frumos, e foarte frumos. Și de la primul film, am făcut primul film în... Sigur. În școală, în 90. Ce mai e frumos și întotdeauna mi s-a părut demn de admirație că niciodată n-am văzut o legătură directă făcută, cum că tatăl tău ar fi tatăl lui Radu Muntean sau tu ai fi băiatul lui Titus Muntean. Da, mă rog, Nici tu n-ai ținut să te legi de el, nici el n-a ținut. Nu, dar îți dai seama că n-aveam, eram adolescent, începusem să-mi fac un nume și, adică să-mi fac un nume, îmi doream să-mi fac un nume, nu începusem să fac nimic deocamdată la vârsta aia, dar ideea e că îmi doream să-mi fac propriul meu nume și mă enerva cumva dacă lumea zicea că sunt băiatul lui Titus Muntean. Și de-aia am și ținut cumva să semnez cu numele nostru adevărat, care e fără U. De fapt, e Muntean. Pe taică mi l-au greșit de nu știu câte ori pe generic și până la urmă așa a rămas. A zis, hai, lăsați Munteanu și așa a rămas. Dar, mă rog, pe noi ne cheamă Muntean și eu am ținut să-ți folosești numele adevărat. Da, am avut această pretenție de a încerca să nu pară că e nicio legătură între mine și taică-mi, deși noi ne-am înțeles întotdeauna foarte bine, am și locuit împreună toată viața și ne-am iubit foarte tare și ne-am respectat, dar nu am evitat să las să se vadă această legătură neapărat între noi. Am și avut păreri ușor diferite legate de meserie pe parcursul ceea ce e firesc, timpului, dacă ceea ce e firesc. Da. Dar vezi că Așchia nu sare departe de trunchi, mă. Și probabil că pasiunea asta ta pentru film are legătură cu contextul, cu copilăria ta, cu, mă rog, toate lucrurile care te-au înconjurat. E posibil, deși eu nu m-am implicat în ce făcea taică-mi, nu mi-a plăcut niciodată să mă duc la TVR, nu eram genul de copil care atârna pe lângă... Sigur, dar meseria asta e una care te determină să mai vorbești și acasă tot despre ea. E posibil, ce să zic, e posibil. Nu-mi dau seama, m-am tot întrebat dacă are o legătură directă, e posibil să aibă una indirectă. Ce te-a apropiat pe tine de film atât de tare? Ce crezi că a declanșat pasiunea asta? Că nu cred că e așa doar o chestie, ce eram o să fac în viață? Ok, hai să fac film. Nu, e clar că e o pasiune la mijloc. Bă, da, dar să știi că pasiunea s-a construit treptat. Te-aș minți dacă aș spune că am avut așa o epifanie la un moment dat și am spus, mă, eu asta trebuie să fac cu tot din adinsul. Cum a avut Tudor, de exemplu, cu imaginea, a vrut de mic să facă așa ceva, să dus pe la filmări, îi plăcea. Eu n-am avut asta, adică până în clasa 11-a n-am știut ce vreau să fac, nu vreau să fac nimic decât să joc fotbal, să chiulez la școală, adică n-aveam nimic altceva. E o pasiune comună a unei generații asta, da, să nu te sperie. Nu m-a speriat nici atunci, stai liniștit, doar că nu știam ce vreau să fac. Îmi plăcea să văd filme pe VHS, celebra rețea de VHS-uri dublate de parțial de Irina Margareta Nistor. Da, sigur. Așa, printre care sigur se strecurau și filme ceva mai valoroase, printre filmele cu karate și comedioare. Așa. Și a început să-mi placă și m-a început să-mi placă să mă gândesc la tot felul de mici videoclipuri pe melodiile pe care le ascultam la ora aia, să-mi concep mici povestioare de genul ăsta și să-mi facă plăcere să fac asta. Și la un moment dat am zis, în lipsă de altă idee, că poate aș vrea să mă fac regizor. Taică-mi aici poate că sigur aici a avut o influență, faptul că cunoștea destul de multă lume din domeniu și m-a meditat Tudor Mărăscu, care era un foarte bun profesor și regizor de teatru și de film. Și omul a zis, băi, să știi că omul are ceva, băiatul ăsta. Da. Nu știe nimic, deocamdată este hard discul e zero, dar procesorul pare ok, pare de ultimă generație. Drăguț. Și a început să-mi placă, imediat a început să-mi placă foarte tare, adică hai să zicem la început că nu știam încă dacă asta e calea, dacă asta e treaba, aveam dubii, dar imediat ce am început să mă duc la meditații și m-a luat valul foarte tare, știi? Și clar, dintre a 11-a m-am pregătit ca lumea pentru școală și numai asta, nu știu să fac altceva, asta e o pasiune pentru mine și aici chiar semăn cu taică-mi, pentru că nici el nu se poate spune că a fost la servici vreo zi în viața lui. Adică pentru el meseria era o vacanță. Absolut. Și asta îi plăcea să facă și mie la fel de cele mai multe ori. Nici nu cred că poate fi făcută altfel meseria asta. Păi asta zic, da, și spuneam mai devreme că sigur e intens, te consumă foarte tare după un film. După ce filmez la un film, să ajung acasă, sunt complet stors de orice fel de energie și te consumă foarte mult repede, dar e ceva ce îmi doresc să fac, ceva care mă interesează așa la modul profund, dacă vrei. Sigur că în publicitate e un pic altceva, nu întotdeauna faci ce ți-ar plăcea să faci, Da, eu cred că și acolo pui pasiune, dacă mă întreb pe mine. Sigur că pun pasiune, sigur că trag 40 de duble. Ești chiar renumit, da. Eu întotdeauna mai fac glumele astea, bine, nu îți dai seama, doar ca să ne amuzăm când e câte ceva și întreb cu cine ai filmat și îmi spune cu Radu Muntean. Asta cât e, dubla 27 sau? Da, e foarte posibil. Da, să știi că pe mine nu mă deranjează niciodată să aflu că e un număr mare de duble, pentru că asta mi-arată că omul are o... Îți spun o chestie, ambiție pentru încercarea de a ajunge la perfecțiune. Una din primele reclame pe care le-am făcut, cred că prin 96 de fapt, când am început să lucrez mai regulat așa în publicitate, am făcut o reclamă și când m-am dus la montaj mi-am dat seama că la unele duble nu-s deloc mulțumit de cum a ieșit. Și parțial pentru că am zis prea repede tras. Aha. Și am fost foarte, foarte supărat. Și supărarea aia nu m-a lăsat ușor. Și atunci mi-am dat seama că a fost efectiv un moment din ăsta de cotitură în care mi-am dat seama că mai bine sufăr la filmare un pic mai mult, mai bine trag de mine și de actor și de echipă. Da. Suferința e pe egal împărțită, aș zice, dacă permiți. Exact. Să iasă până în momentul în care sunt mulțumit. Dacă când ai zis tras? Dacă când am zis tras, trebuie să fiu mulțumit. Adică trebuie să știu că mai bine nu se poate. Trebuie să fi încercat absolut toate variantele, pentru că e mult mai bine să suferi un pic la filmare decât să te superi la montaj, când de fapt nu mai ai nimic de făcut acolo. E și incapacitatea ta de a scoate ceva mai bun e atât de evidentă pe ecran încât devine aproape dureroasă. Sigur. Știi? Și atunci, sigur, trag până iese. Când te-ai împăcat cu aroganța asta de a face spoturi? Când ai zis, mă, e ok, e în regulă, nu mai e o aroganță, e în regulă, mă simt ok și așa. E când am început să le fac, pentru că e... De la primul? Chiar de la primul? Nu. Bine, ăsta primul, ți-am zis, a fost un accident, al doilea a fost și el un accident, tot așa prin 95 a ieșit complet aiurea, am plecat de la montaj, pentru că mă loveam de un conflict de care mă lovesc și în ziua de azi, în diferite forme. Oamenii în general nu vorbesc, adică se întâmplă când lucrez cu oameni din publicitate, de la clienți sau chiar din agenții de publicitate, unii să nu vorbească aceeași limbă cu tine. Se întâmplă, da. Adică e foarte complicat. Eu încerc să traduc tot timpul termenii tehnici într-un limbaj cât de cât accesibil. Tuturor, da. Pentru că altfel, dacă ei au impresia că tu le-ai promis ceva și au înțeles greșit, în momentul în care văd rezultatul, se șochează și atunci apar conflicte. Și încerc să-i pun în temă întotdeauna despre cum va arăta spotul, să știe la ce se aștepte și mai departe. Al doilea spot pe care am făcut a fost, din punctul ăsta de vedere, un dezastru, pentru că eu am făcut un decupaj tehnic, oamenii au părut că au înțeles, că probabil le-a fost rușine să spună nu știu ce e aia, trav, pan, PM, PP, așa, da. Așa. Și eu am filmat și am montat exact așa cum l-am decupat pe hârtie, dar aparent a fost complet altceva decât se așteptau ei și a fost un conflict din asta. Eu am plecat rântindu-și și am zis că nu vreau niciun ban, mai fac niciodată publicitate, chestii de-astea. Da, n-a durat decât vreun an. După aia te-ai întors. Da, după aia m-am întors într-o lume a publicității care începea să se profesionalizeze și na. Când ai simțit că a început publicitatea să așeze pe baze corecte? Cam grosomod așa. Nu, e mult de vorbit aici. Noi am podcast separat. Podcast separat pentru asta. Eu am trecut prin perioada aia foarte de pionierat a publicității, în care toată lumea era foarte entuziastă, oamenii nu se prea pricepeau neapărat, că n-aveau de unde se pricepa, că n-au făcut, nu existau școli de publicitate, dar dădeau tot acolo și chiar dacă erau foarte multe naivități, era mult curaj, da. Și lucrurile ieșeau într-un fel. Și nu spun eu asta, te poți uita. Absolut. Puteți uita. Da. Așa? Ai un portofoliu, s-or fi adunat niște sute. Da, dar nu e vorba numai de spoturile mele, e vorba de spoturile care se făceau. Sigur. La începutul anilor 2000, să zicem. Da. Au altfel de... anvergură sau altfel de profunzime, altfel de au curaj, au inițiativă, au de toate. După aia lucrurile post-criză s-au reașezat mult mai prudent, dacă vrei, totul a devenit mai mai corect, mai ordonat, mai profesionist, dacă vrei, într-un fel în care nu știu dacă e neapărat mai bine. E și aici de discutat, așa e. După câți ani de publicitate ai prins curaj și sigur, ce să zic, toate aptitudinile necesare ca să intri în film? Da, dreptul. Păi nu, curaj am prins de la început. Eu vreau să intru în film de când am terminat facultatea. Dar nu e atât de simplu. Nu e atât de simplu. Condițiile au fost complicate la începutul, la mijlocul anilor 90. Nu prea se făceau filme. Au început să... producția cinematografică a început să crească într-un fel sau altul, iar modalitatea de accesare a fondurilor CNC-ului s-a îmbunătățit, s-a reglementat la începutul anilor 2000, atunci când s-a și lansat acest nou val românesc despre care se tot vorbește și am făcut filme mai mulți în... Cine a spart gheața? Păi, cred că Puiu a fost primul, după aia am fost eu cu Cristi Mungiu și na. Și de aici încolo înainte. Sau, da. Crezi că publicitatea a avut, te-a influențat vreun pic? Eu nu cred că m-a influențat. Eu cred că lucrul în publicitate m-a profesionalizat în sensul în care e și asta o meserie în care ajută să exersezi. Plecând de la premiza că eu în facultate n-am avut de fapt niciun curs de muncă cu actorul. Da. A ajutat foarte mult să exersez asta în publicitate. Ți-ai făcut mâna puțin aici. Sigur, a fost un curs de muncă cu actor, aveam o oră pe săptămână, nu prea se ținea, mă rog, nu era nimic serios după părerea mea. Ai învățat-o mai departe, te-ai calificat la locul de muncă. La locul de muncă ne-am calificat cu toții din generația aia și din păcate cred că sunt nevoiți să o facă și oamenii care termină acum școala, pentru că nivelul profesional din UNATC e după mine jalnic. Dar, în fine, asta e o opinie personală. Dar și pe vremea aia, deci a ajutat foarte mult faptul că filmam în fiecare săptămână, faptul că făceam casting, treceam prin toate etapele procesului de producție și atunci, sigur, când am avut ocazia să debutez în 2001, să filmez primul meu lungmetraj, eram destul de pregătit pentru asta. Adică aveam deja suficientă experiență de... să zicem vreo 5 ani de zile de lucru intens în publicitate și la asta m-a ajutat stilistic, nu cred că m-a ajutat absolut deloc, de altfel filmele mele sunt destul de diferite de ce fac eu în publicitate. Emoții mari la debut, îți mai amintești? Am avut emoții mari în prima zi de filmare, da, sigur, era multă presiune. Dar să știi că am în fiecare... Nu l-ai pierdut? Nu. Și poate că e și nu bine pot să zic că am aceleași emoții, Doamne ferește, în fiecare zi de filmare, dar chiar și la spoturi. Să știi că am un oarece stres, așa, și cred că în momentul în care nu mai am absolut nicio emoție, atunci chiar toate condițiile sunt create ca să iasă prost. Trebuie să joci pe picioare, așa cum se spune la tenis, nu știi ce minge îți vine. Până acum filmele pe care le-ai făcut, când le-ai făcut, la ce te-ai gândit mai degrabă? La public? La ce-ți dorești tu să transmiți? La niște posibile premii? Nu, n-ai cum să faci asta. Deci nu poți să faci un film pentru premii. Asta e o absurditate. Deci oricine a făcut un minut de film în viața lui își dă seama că nu poți face asta. Lucrurile sunt nici să vrei, adică e oricum aiurea să-ți dorești asta ca scop principal, dar și dacă ai vrea asta, n-ai cum să faci. E judecata subiectivă a unui grup de oameni pe care nici nu-l cunoști în momentul în care începi să faci film. E complet absurd. Iar să pretinzi că ai așa un feeling despre trendurile cinematografice ale momentului și că le poți intui și... E la fel de absurd. Deci eu nu cred că în modul cinstit poți să faci film decât avându-te pe tine ca reper de spectator. Adică nu poți zici că nu te gândești la spectatori. Te gândești la spectatori, dar în măsura în care spectatorii ăștia seamănă. Îl identifici cumva. Și sigur, oamenii sunt foarte diferiți, dar unele lucruri le au în comun și dacă reușești să transmiți ceva pentru spectatorii care îți seamănă, eu cred că mesajul ăla poate ajunge la o parte semnificativă a spectatorului. Poate nu imediat, poate nu așa brusc deodată, dar... Binele e un concept. Da. Ce înseamnă pentru tine bine? Când un film pentru tine e bun, trebuie să ai niște repere. Le atingi și ești, te consideri mulțumit. Da, am făcut te referi la filmele mele sau în general? Vorbesc doar de filmele tale, da. Eu sunt, am avut această primă experiență cu furia unui film pe care nu l-am controlat 100%. Adică unde a fost, a existat de la bun început un soi de compromis. Am vrut neapărat să debutez, premizele au fost de așa natură încât am reușit să o fac într-un mediu, hai să spunem, controlat de o televiziune comercială, da, fără să fie nimic rău în asta, dar a fost un compromis între ce și-a dorit producătorul și ce mi-am dorit eu. Și am tras tare să iasă cum mi-am dorit, a ieșit pentru vremea aia probabil la un nivel profesional decent, cel puțin, însă pe mine nu m-a satisfăcut personal. Adică nu eram eu acolo suficient de mult în filmul ăla. Da, și zic că binele e relativ. Cum îl simți tu? Da, da, da. Și atunci am pus stop, 5 ani de zile n-am mai făcut nimic, n-am mai făcut niciun film. Am așteptat momentul în care să pot să fac un film pe care să-l controlez de la idee până la, nu știu, până la trailer, la poster, la ce vrei. Adică să pot să mi-l asum cu totul. Și pentru mine, revenind la întrebarea ta, asta înseamnă o experiență reușită cinematografică. Atunci când încerc, când reușesc într-un procentaj semnificativ să fac filmul așa cum mi l-am dorit. Că dacă e bine asta sau nu, în valoare absolută, e complicat de spus. Și aici intervine factorul subiectiv, intervine și timpul care până la urmă cerne valorile, nu? Dar din punctul meu de vedere e bine atunci când am reușit să-mi duc gândul din cap să-l transform în film. Da. Cât de importante sunt cifrele pentru tine? Ce? Cifrele care... Cifrele unui film, număr de spectatori. Cifrele care vorbesc succesul despre comercial. Succes. Succesul comercial al filmului. E complicat. Eu nu pot să mă aștept la un succes comercial important, pentru că nu fac compromisuri comerciale absolut deloc. Adică, eu cum spuneam, eu mă gândesc la mine, eu nu sunt un spectator mainstream. Sigur, mă uit și la filme mainstream, dar așa, ca să mă relaxez, dar nu sunt neapărat... lucrul meu favorit. Da, 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 da. Nu intră la și altele. Mea favorită. Și atunci, eu nefiind un spectator mainstream, nu o să fac niciodată filme mainstream. Și atunci nu pot să mă aștept la un succes comercial semnificativ. Eu sunt conștient că fac filme pentru o nișă. Nișa aia e cât e. Destul s-a micșorat, poate în ultimii câțiva ani, dar atâta timp cât mai există, sigur. Cât mai sunt oamenii acolo și cât am credința că filmele nu se consumă la premieră, nici în luna în care, sau în săptămâna în care stă în cinematografe și nici într-un an, ele au o viață a lor și e foarte complicat să dai verdicte. Te bucur când pui oamenii pe gânduri cu filmele tale? Sigur, asta îmi doresc în mod principal. Când încep să-și pună întrebări? Sigur că da, asta îmi doresc, să-și pună întrebări. Nu-mi doresc să dau verdicte asta în niciun fel. Nu-mi judec personajele, încerc să nu fiu extrem de categoric. Sigur că am o opinie asupra lucrurilor, dar nu mă expun așa ca un domn profesor la tablă. Știi? Încerc să invit și spectatorii în jocul ăsta, să-i pun în poziții poate inconfortabile, câteodată habar n-am, dar scopul ăsta e într-adevăr să-i fac să se gândească la lucruri. Tu reprezinți un nou val în cinematografie, e celebrul nou val de care tot vorbim. Acum mi se pare că a mai apărut un nou val, cel puțin asta e sentimentul, e un nou val comercial, ca să spun așa. Așa pare, da. Pentru mine e o altă planetă. Serios, nu pot să mă raportez în niciun fel la el. Sunt oameni respectabili, își doresc altceva, își doresc să promoveze un produs, produsul să fie cât mai vandabil, ar fi și culmea să să vorbesc neapărat urât despre ei atât timp cât fac publicitate de 20 ceva de ani. Deci servesc, scopuri comerciale. Absolut, da, 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 da. Deci oamenii își doresc să vândă niște produse, n-au decât să și le vândă. Acum nu mă interesează absolut deloc fenomenul, adică nu pot să mă uit la filmele alea. E comedie până la urmă în cele mai multe dintre cazuri. Sigur, numai pentru o anumită categorie de public. Da, da, numai că mie... Deloc puțin numeroasă, aș vrea să spun. Da, da, sigur că da, dar nu discutăm despre asta. Adică pentru mine argumentul cantitativ nu cuantifică valoarea în niciun caz. Și asta e o chestie care se poate demonstra în absolut orice domeniu, în muzică, în literatură, în ce vrei tu. Ești mai degrabă adeptului mai bun decât mai mult. Da, eu fac alte lucruri, altceva, de-aia zic că e altă planetă. Eu nu mă pot uita la lucrurile alea pentru că mă deprim îngrozitor, mai ales dacă e vorba de comedie. Adică paradoxal, ar trebui să te relaxeze, dimpotrivă, să te facă să te distrezi într-o sâmbătă seara. Decât comedia proastă. Nimic nu mi se pare mai trist. Adică e mai dramatic decât orice tragedie. Sigur, vorbim de faptul că tu nu intri în zona comercială, că ești mai degrabă legat de calitativ și cumva vezi publicitatea exact din cealaltă parte. În același timp, publicitatea ți-a dat ocazia să fii niște situații pe care unii dintre noi le invidiază. Ca de exemplu faptul că tu acum ești aproape gata cu un documentar despre Simona Halep. Eu încerc să-mi închipui că nu sunt puțini cei care își doresc să facă lucrul ăsta, ca să nu spun că știu că mai sunt și alții care își doreau, dar nu toată lumea a avut șansa asta. Da, nu, mă consider privilegiat că am putut să fac un documentar. Eu încă de la spoturi am început să te consider privilegiat, da. Să știi, de la primele reclame cu ea. Da, și la ultimul spot ai primit chiar un mesaj video, dacă mai ții minte, de la ea. Da. Așa e, așa e. Da. Cum e ca actor ea? Ea nu e actor. Ei, sigur, actor în reclamă vorbesc. Și de-aia ne place de ea, pentru că e un om simplu, direct, care nu încearcă niciodată să fie alt personaj decât este. Vezi că e și ea asumată, exact așa cum ești și tu? Absolut e asumată și asta îmi place mult la ea. Și e un om căruia dacă îi se explică, dacă înțelege, procesează și, dacă acceptă, e total in. Așa cum e la tenis, la fiecare minge, pentru că asta e de fapt. Eu am fost foarte curios când am... lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Cei de la BT și-au dorit să facă un documentar la un moment dat cu ea, asta ca să completeze seria de spoturi pe care le-am făcut împreună tot cu ea. Inițial se gândeau la un documentar din ăsta de tip mai clasic, cu interviuri, cu familie, cu oameni, cu cunoscuți, cu antrenori, cu nu știu ce. În mod fericit, sincron, ca să zic așa, atât eu cât și ea n-am fost neapărat încântați de... Adică am fost foarte încântați de ideea de a face un documentar, dar nu de formula asta. Și atunci eu i-am propus să facem un documentar așa ca un testimonial, de fapt. Un documentar în care partea video să fie absolut observațională. Eu să mă duc să o filmez la antrenament fără să controlez absolut deloc ce se întâmplă acolo. Deci cumva să fiu un martor neimplicat, aparent neimplicat în tot procesul ei de antrenament. Spun aparent pentru că, sigur, în momentul în care pui camera într-un anumit loc, îți setezi un anumit unghi, montezi o anumită lungime de cadru, oricum manipulezi cumva lucrurile. Sigur, dar sigur. Pe cât posibil ne-am dorit să fie un fel din ăsta observațional de a studia antrenamentul și nimic mai mult. Iar pe audio, partea asta de video este însoțită de un fel de testimonial al ei. Eu i-am pus niște întrebări și am încercat să o fac să fie pe cât posibil de deschisă, cumva, sinceră și să fie ea, de fapt. Pentru că de multe ori în interviuri, tu știi cum e, cineva îți pune o cameră, mai ales dacă nu ești obișnuit și ești emotiv, iar ea e o persoană emotivă. Noi toți suntem persoane emotive. Și pe mine, dacă pui o cameră, s-ar putea să nu fie. Dacă pune unul pe care nu-l cunosc, da, s-ar putea să fiu extrem de emotiv. Exact, exact. Și atunci vorbești cu o altă voce, nu mai vorbești cu vocea ta. Și m-am străduit cumva să ne împrietenim și să o fac să vorbească cu vocea ei. Și a fost o experiență foarte interesantă. Am stat... Am stat 8 zile în Dubai la antrenament, i-am filmat fiecare moment al antrenamentului și când m-am întors mi-a luat cam o lună să-l montez. Cât de importantă să fie oare încrederea pe care a căpătat-o ea din experiențele anterioare cu tine? A fost, cred că, foarte importantă. Adică noi am mai filmat de vreo 4 sau 5 ori. De fiecare dată ne-am înțeles bine, am avut o chimie bună, i-am explicat de la început ce vreau să fac, i-a plăcut și rezultatul, deci a căpătat încredere, pentru că altfel nu cred că ar fi acceptat să facă asta, pentru că noi am filmat-o tot timpul antrenamentului și am înregistrat sunetul și am filmat în continuu tot ce se întâmplă acolo. Eu puteam să montez complet altfel documentarul, dar i-a avut încredere că eu, la modul onest, am această curiozitate. I-am explicat că pentru mine tipul ăsta de documentar are la bază curiozitatea asta pe care, de exemplu, Werner Herzog o avea atunci când se ducea în Antarctica să filmeze pinguinii. Eu nu înțeleg care sunt astea, resorturile, care e mecanismul interior al performanței unui sportiv. Sunt foarte curios, mă interesează foarte tare lucrul ăsta. Era și o chestiune personală. Absolut că e o chestiune personală. Ideea de performanță nu e ceva 100% și neapărat legată de sport. Asta în orice domeniu, eu cred că în momentul în care îți dorești performanța, trebuie să nu faci compromisuri, trebuie să ai zero compromis. Și m-au fascinat și legăturile între mecanismul ăsta al unui sportiv cu acela al unui actor, faptul că ei sunt obligați să trăiască 100% în prezent, orice fel de gând parazit îți afectează performanța, se vede pe fața unui actor în momentul în care se gândește că n-a dat bine replica, că urmează altceva și că nu e în secunda aia, fix în secunda aia personajul care trebuie să fie. Așa la fel se întâmplă și la sport și cumva documentarul ăsta și discuțiile cu ea mi-au confirmat asta, că în momentul în care se gândește la mingea pe care a ratat-o, la oportunitatea pe care o are de a câștiga ceva, totul se taie. Adică se taie concentrarea și na. Și lucrurile astea m-au interesat, deci tipul ăsta de curiozitate pe care o are cineva care încearcă să descopere ceva, care îl interesează, dar la care nu a avut acces până atunci, asta m-a atras la documentar și chiar a fost bine. A fost o provocare pentru mine, pentru că, sigur, pe de-o parte a fost încrederea asta a Simonei în ce aș putea eu să livrez, încrederea celor de la BT care mi-au dat pe mână proiectul ăsta, proiectul ăsta. N-a fost nimeni de la agenție, n-a fost nimeni de la client, am fost doar 4 oameni în echipă. Adică tu și încă 3? Care făceau cei pe lângă tine? Că încerc să-mi dau seama cum v-ați împărțit tascurile. Mai întâi am plecat de la premiza că pentru prima oară în cariera mea o să filmez și eu, o să trag și eu la cameră, pentru că ne-am dorit să fie echipa cât mai restrânsă și totuși să avem în permanență 2 camere ca să putem să surprindem momente irepetabile, de fapt, că sigur, nu mai discutăm de duble aici. Da. Se întâmplă odată și aia e. Și ca să fii sigur că ai prins tot, am filmat cu 2 camere. La una din camere a fost Tudor Lucaciu, operatorul care am filmat toți anii ăștia. Și la cealaltă cameră am tras eu pentru prima oară și mi-am făcut și focusul singur și am fost complicat. Ai înțeles? A fost complicat, mai ales să țin focus pe Simona, care știm cu toții cu ce viteză are pe... Da, cum zicea Darren că e Tasmanian Devil pe teren. A fost complicat și stresul mare. Putea să nu iasă mare lucru, știi? Adică putea ea să nu mai vrea la un moment dat să o filmăm acolo. Putea să se accidenteze, putea să... Na. Chiar se puteau întâmpla multe. Noi, în general, știi bine, avem o echipă mare la filmare. Cam câți oameni numără ea? 30-40 de oameni. Și aici am fost 4, adică am fost noi 2, am mai fost un sunetist și a fost directorul de producție care făcea și download-ul fișierelor, deci făcea și DIT și era și asistent de cameră, deci fiecare făcea mai multe lucruri în echipa aia cumva. E cum se întâmplă azi pe YouTube. Da, mi-a plăcut foarte tare experiența și chiar îmi doresc să o repet. Ce tare că ai trăit lucrurile astea, pentru că probabil că mulți visează la așa ceva. Asta e o chestie unică, da, te întâlnești o dată cu ea în viață. La noi la români cel puțin nici nu vreau să mă gândesc. Când va veni ziua în care, de exemplu, Simona o să zică: mă, ajunge, eu până aici am luptat, de aici încolo îi mai las și pe alții să mai facă și ei performanță. Îmi doresc din suflet. Sigur, și dacă ai să vezi documentarul, o să vezi că vorbește inclusiv și despre asta. Sunt convins, na. Sunt convins. Însă nu vreau, eu cu tot optimismul pe care l-am la dispoziție, dar cred că o să avem ceva de așteptat până la o performanță de același nivel. Cât despre un nivel superior deja... Și eu cred, îți trebuie niște date anume să poți face ce a făcut ea. E complicat de înțeles exact de ce, care sunt mecanismele astea. Eu am încercat să înțeleg, cred că am niște răspunsuri la asta, dar cred că răspunsurile sunt de fapt în documentar. Documentarul în ce stadiu e acum? E gata documentarul. E montat. Da, da, da. Deci... am avea șanse să-l și vedem în curând. Da, asta nu depinde neapărat de mine, depinde de ce se gândesc cei de la BT să facă cu el, dar sunt sigur că o să-l vedeți. Cred că toată lumea are interesul să-l pună undeva sau să-l facă cât mai accesibil, ca să spun așa. Și sunt convins că asta se va întâmpla, dar deocamdată au ieșit două clipulețe în timpul turneului în timpul Grand Slam-ului din Australia. A fost așa, ca niște teasere, dacă vrei. Da, 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 creează așteptarea, ce să-ți mai spun. Da, da, de asta spun că miza e foarte mare, adică lucrurile astea sunt, te întâlnești într-o viață de om cu ele. Așa e, așa e. Și dintre toți oamenii care ar fi putut să facă... că am simțit-o, adică, da, da. Na. Mai ales că nu adică lucrurile au ieșit cumva din paradigma filmărilor cu care sunt eu obișnuit de mulți ani de zile, adică lucrurile sunt controlabile, fiecare își face treaba, e cineva la Sharp, la Focus, e cineva la Download, sunt o grămadă de oameni în jurul tău care își fac mici felii de treabă, iar cum spuneam și mai devreme, tragem duble până când iese, adică lucrurile sunt într-un fel controlabile aici și la documentar în general, dar mai ales aici, în tipul ăsta de echipă restrânsă în care trebuia de fapt să surprindem niște lucruri care se întâmplă fără controlul nostru, nu am avut, adică am avut presiunea faptului că putea foarte bine să eșueze tot proiectul. Acum chiar să eșueze, după câte te cunosc eu pe tine, nu cred că exista șansa asta, dar pe de altă parte presiunea o înțeleg și înțeleg și posibilă invidie din partea altora, pentru că o astfel de experiență, îți spun, în alte vieți, până asta nu cred că o să mai avem. Pe undeva îmi pare rău că n-au avut aceeași șansă să prindă un context favorabil oameni cum e Gheorghe Hagi, de exemplu, care cred că ar fi meritat și el poate mai mult decât un documentar de 27 de minute, cum și Simona, cred că ar merita mai mult decât atât și poate că ăsta o să fie un prim pas care îi dă și ei curaj și celor care ar putea să susțină un astfel de proiect și poate și ție și poate o să mergeți mai departe. Eu sunt pentru, am și discutat asta. Pentru că marii sportivi ai lumii au parte de așa ceva și cred că și marii sportivi ai României, care până la urmă sunt oameni care ne dau nouă puterea să mai sperăm, ne și inspiră și în momentele alea când ți-e mai dificil, te uiți la un astfel de film și îți pui întrebarea asta, bă, dacă omul ăsta a putut și e tot un om, în cele din urmă, de ce n-aș putea și eu? În domeniul meu. E adevărat, exact despre asta cred că e vorba. Adică când îți spuneam că îmi doresc să mai repet experiența, chiar îmi doresc să fac o serie de documentare cu oameni pentru care performanța, meseria înseamnă zero compromis, de fapt. Adică cel mai mic compromis e o tragedie pentru ei. Pe mine mă fascinează oamenii ăștia. Încerc să... adică e felul în care îmi văd și eu meseria pe platou, acolo când fac un film, lucrurile par așa. Sigur că pare exagerat și par de viață și de moarte. Adică dacă iese sau nu în cadru... pare la momentul respectiv de o importanță vitală. Sigur că dacă te dai doi pași în spate, e doar un film, e doar un cadru dintr-un film, în fine, dar în momentul ăla tu ești acolo la lucru și dai absolut totul și pentru tine înseamnă totul. Asta. E fascinant să să descoperi personaje de tipul ăsta și mecanismul ăsta al performanței mă preocupă foarte mult și aș vrea să mai fac tipul ăsta de documentare. Chiar îmi propun asta. Mai e ceva ce ține de sacrificiu, mi se pare uneori. Nu-ți dai seama la Simona, că lucrurile sunt destul de... când îl faci. Adică e ceva, când o vezi pe Simona, de exemplu, e un moment când alegeam materialul pentru documentar și dădeam înainte-înapoi pe laptop, aproape orice fotogramă o surprindeam cu ea în timpul mișcării, mi s-a părut absolut fascinantă, pentru că ea practic se mufează pe mingea aia. Este... Dacă urmărești, dai fotogramă cu fotogramă și știm că o secundă are 25 de fotograme, nu, în fiecare fotogramă linia ochilor ei este fix pe mingea aia. Și ăsta e motivul pentru care o anumită parte din documentar, exact ca o felină, am tratat-o așa ca un fel de studiu din asta. Am dat o fotogramă cu fotogramă tocmai pentru a exploata toate pozițiile astea intermediare în kinetica loviturilor ei, știi? Că sunt fascinante, este complet pe minge, deci cască niște ochi așa și e fiecare poziție din asta, ea domină mingea aia și este, de fapt, după mine, unul din motivele pentru care a ajuns acolo unde a ajuns, pentru că și la antrenamente, repet, noi am filmat-o numai în antrenamente, nu la meciuri oficiale, și la antrenamente, intensitatea cu care tratează fiecare minge este identică cu tipul de intensitate cu care lovește mingea în timpul meciului. Eu când mă refeream la sacrificiu, mă refeream foarte tare la capacitatea ei de sacrificiu, pe care o văd evidentă în general și în joc și în felul în care ea a tratat tenisul de-a lungul vieții. Adică este... n-a avut niciun fel de rezervă. Dacă a trebuit să facă ceva pentru tenis... și pentru a-și împlini visul ei, n-a ezitat. Da, și e în stare să joace accidentată. Ei, s-a văzut, nu? Acum s-a accidentat jucând... Câștigând turneul de la Dubai, că a fost accidentată. Da. Adică nu s-a accidentat în timpul meciului și a jucat accidentată. Da. Da, e o chestie pe care nu sunt convins că o conștientizează ca pe un sacrificiu. Pur și simplu, deci când o vezi la antrenament că lovește cu... cu precizia identică a unui gif. Deci pare un gif când lovește câte 3 minute mingea exact la fel. Și nu se lasă până nu lovește toate țintele alea, toate conurile alea pe care îi le pune antrenorul de partea cealaltă a fileului. Sigur că în momentele în care se auto-analizează, e posibil să-și dea seama ce sacrificii face, dar în momentul meciului nu-s convins că le conștientizează pe total. E acolo, total in. E absolut. Ai sentimentul că ai cunoscut o altă Simona pe care cei mai mulți nu știu după documentarul ăsta? Eu cred că da. Adică cred că atâta cât ne-am cunoscut înainte de documentar a fost suficient cât să o facă pe ea liniștită în compania mea. Și asta... mi s-a părut că a funcționat, adică a fost suficient de deschisă și de sinceră. Ea e un om direct și sincer în general, dar repet, de cele mai multe ori în interviuri intervine emoția, timiditatea și alterează discursul într-un anumit fel. Aici cred că a fost ceva mai aproape de cum e ea, de adevăratele. Mai e și aici emoții când va veni vizionarea? Nu, cred că, așa, revenind la ce discutam mai devreme, cred că mi-am atins scopul cu documentarul ăsta, cred că mi-am satisfăcut curiozitatea și cred că am livrat într-un fel în documentarul ăsta atâta cât e el, că sigur nu e un documentar de lung metraj, e 27 de minute, dar destul de intense, așa. Am livrat lucruri care să satisfacă curiozitatea altora și să-și pună probleme dincolo de fenomenul Simona Halep în particular. Eu nu cred că este un documentar numai despre Simona Halep. Repet, e un documentar despre mecanismul subtil al performanței. Radu, abia aștept să-l văd și îți mulțumesc neapărat pentru vizită. Cu siguranță. Și eu mersi.